Apostolul și Evanghelia de joi, în săptămâna a 10-a, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din a doua epistolă către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu și Timotei fratele, bisericii lui Dumnezeu, celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul a toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem și noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos întru noi, așa prisosește prin Hristos și mângâierea noastră. Deci, ori de suntem strântorați, este pentru a voastră mângâiere și mântuire. Ori de suntem mângâiați, este pentru a voastră mângâiere, care vă dă putere să îndurați cu răbdare acelea suferințe pe care le suferim și noi. Și nădejdea noastră este tare pentru voi, știind că precum sunteți părtași suferințelor, așa și mângâierii. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de joi, în săptămâna a 10-a, după pogorârea Sfântului Duh, citire din Evanghelia de la Matei. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: adevărat, vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar peste cine va cădea ea îl va spulbera. Iar mai mari preoților și fariseii, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și căutau să-l prindă, dar se temeau de popor pentru că îl socotea proroc. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești stânca mântuirii, Tu ești piatra cea din capul unghiului. Amin.